Salutare prieteni și bine v-am găsit la un super video. Frate, a venit vara afară, este... Bine, a venit vara de cam mai multe zile. Dar nu e niciun fel de problemă, pentru că ideea de bază este că noi începem programul super tare, frate, am terminat. Luni am ultimul examen și termin cu absolut toate examenele, tot ce înseamnă facultate, așa că am mult mai mult timp liber pentru voi și pentru toate lucrurile care sunt cu adevărat importante. Abia aștept să încep să postăm și să facem 1 miliard de videouri și să postăm de mai multe ori pe zi chiar. Am primit niște hate pe ultimul video făcut pentru OP Skins, adică de beturi, și mi s-a spus că am început să fiu și eu sellout, ca și Colo sau ceva din ăsta. Nu știu, nu înțeleg ce înțeleg oamenii ăștia prin sellout, dar mă rog, fac foarte multe clipuri cu pariuri, să nu mai fac altceva și îmi dau un subscribe, că asta e singurul lucru pe care îl fac. Bă, sincer, ca idee mă doare în pulă că mi-a dat un subscribe, chiar nu mă interesează absolut deloc, pentru că nu voi formați comunitatea asta și nu voi o faceți, pentru că voi sunteți doar o mică parte din comunitate care, sincer, nu înseamnă prea mult atât timp cât are părerea asta. Și pentru cei care chiar vor să afle pe ceea ce am dat eu banii, adică aproximativ 1000 de euro pe care am scos, 1000 de dolari pe care am scos de la OP Skins, banii ăștia, frate, i-am folosit ca să cumpăr ceea ce filmez acum. Și asta este o cameră de genul ăsta. Eu cu asta filmez acum și asta folosesc și am cumpărat-o pentru că vreau să îmbunătățesc calitatea videourilor mele. Pentru toți cei care au văzut ultimul video cu OP Skins, adică episodul cu Gherlă, este filmat cu camera asta. Am pus camera asta pe cutia ei și pe un trepied în dreapta monitorului meu și am poziționat în programul de editare camera asta, adică videoul ăsta care era sincronizat cu microfonul și cu OBS-ul, am poziționat-o pe rama mea obișnuită, adică practic de sub era camera mea web. Adică asta. Practic am dat 33 de milioane pe ea de la EMAG, aproape 34, plus trepiedul, plus încă un acumulator de rezervă și un card. Practic am cheltuit cam toți banii pe chestia asta pentru că îmi doream foarte mult. Recunosc că am nevoie de aia și la facultate, dar asta este un caz special. Eu am cumpărat-o pentru că am nevoie să fac vloguri pentru voi, pentru că în banii ăștia puteam să-mi iau un DSLR de filmat pentru facultate de 1000 de ori mai bun. Dar chestia asta filmează foarte, foarte șmecher și pot să-i întorc ecranul să mă văd când filmez. Salut! Ideea este că la vară vreau să fac următoarele lucruri, adică, mă rog, pe parcursul verii vreau să postez niște videouri mult mai programate, ca să zic așa. Am stabilit până în momentul de față că voi face un unboxing pe săptămână și cred că îl voi posta. Nu am stabilit încă ziua, însă ziua în care îl postez pe primul, la o săptămână distanță o să-l postez pe următorul și aia o să rămână ziua ziua clasică de postat unboxing-uri, review-uri și chestii de genul ăsta, pe care o să le filmez chiar cu camera asta, ceea ce e super, super tare. Momentan chiar am un produs pentru unboxing, e acolo. O să apară foarte curând pe canal, este noul Rival 500 de la SteelSeries, bine, nu noul, dar este mai nou decât Rival 700. Vreau să postez acest video cu unboxing-ul și cu review-urile pe săptămână și vreau să fac pe una serie de Q&A acum o dată la 2 săptămâni, pentru că am posibilitatea să fac cu această cameră și pot practic să citez pe telefon și vreau să vă pun undeva aici jos întrebările voastre și pot să mă folosesc de chestia asta pentru că este foarte ușor să filmez cu ea și să le descarc calculator să le editez și voi filma o dată la 2 săptămâni Q&A-urile pe care le-am stabilit acum vreo 2 ani când am deschis canalul de YouTube, o să le fac. Dar o să le fac acum. Pe lângă asta vom face live stream-uri fără să mai amânăm absolut niciunul. Marțea și joia vom face live-uri, după cum am obișnuit pe toată lumea, pentru că așa este, așa a fost încă de când am deschis primul canal de Twitch. Este lucru cu care am început canalul și exact cum am obișnuit pe voi, exact cum ar trebui să fie. Hai că nu mă bălbui rău. Și bineînțeles că voi încerca pe parcursul verii să vă introduc cu noi în serie. De exemplu, vreau să fac seria binecunoscută cum să fii mai bun în CS:GO. Am plătit de foarte mult timp. I-am făcut și grafică, i-am făcut thumbnail-uri, i-am făcut banner, i-am făcut intro, mi se pare. Dar nu am început-o niciodată, pentru că niciodată n-am avut o structură. Adică am intrat toate și le-am scris într-un notepad. Cam ceea ce aș putea eu să vă arăt vouă, ce să faceți în sine, știi? Și niciodată n-am completat lista, pentru că sunt destul de multe și n-aș ști, adică nu știu încă, dar pe mine o să mă ocup cum să le structurez pe o serie de videouri. Astea sunt lucruri care trebuie scrise, nu trebuie zise din cap. Aici eu sunt spontan, eu sunt doar eu cu voi, nu mi-am scris nimic, n-am niciun scenariu. Eu vorbesc din suflet și vorbesc pentru voi. Nu știu încă momentan o să fac și serii cu alte jocuri. Încă nu am planificat asta, însă nu cred că este momentan o problemă. Cred că ne descurcă foarte bine pe CS:GO, pe vloguri și pe pariuri, adică ceea ce facem acum. Și unboxing-uri, bineînțeles. Deci, ce vreau să vă spun e că vă mulțumesc tuturor celor, cred că suntem aproape 16.200. Cred că ăstora 16.200 le datorez absolut toată mulțumirea și toată aprecierea pe care o am, pentru că nu am postat prea des și nu am făcut nici live-uri tot timpul așa după cum era programul. Nu am fost cel mai serios YouTuber, după cum aș putea spune, adică nu m-am ținut de toate lucrurile pe care le-am spus că le voi face. Am început serii și le-am abandonat, am fac live, am spus, dacă nu ajung să fac, n-am spus.
De majoritatea dăților am lăsat cam totul pe tărgeală pentru altceva, dar de acum încolo chiar vreau să fie un lucru diferit. Chiar vreau să fie ceva diferit și chiar vreau să facem ceva diferit. Vreau să creștem comunitatea asta și să o facem atât de mare încât nu credeam că o să ajungă vreodată. Vreau ca peste 4 luni, adică după ce termină vara, când ajungem spre octombrie, să mă uit la video ăsta și să zic să-mi bag pula numele să cred cât am crescut. Vreau să facem lucruri tari împreună, vreau să fim tari împreună, vreau să creștem tari împreună și vreau să îmbunătățim în continuare calitatea, vreau să avem cele mai șmechere videouri și cele mai tari idei de content. Vreau să fac idei momentan, vreau să mă aglomerez pentru că vreau să vorbesc momentan doar despre ce știu, de asta vreau să fac seria de cum să fiu mai bun în CSGO pentru că chiar știu acolo și chiar pot să vă arăt diferite lucruri. Seria cu unboxing-urile mi se pare foarte, foarte interesantă și cu review-urile pentru că vă ajută pe voi să vă dați seama ce să vă cumpărați și nu vreau să intru în serii în care vorbesc foarte mult despre ceea ce nu știu, adică să fac serii de astea complicate sau complexe. Mai e Q&A-ul pe care cred că o să-l fac poate la 2 săptămâni și cred că după vreo 2 luni cred că se va repuiza cam toate întrebările interesante și acolo cred că voi renunța. Nu știu sigur încă cât va ține așa serie. Pentru că la un moment dat știi, întreb, bă, cine ești? Ce faci? Câți ani ai? Suși pula? Ești virgin? Să-i cam duc toate subiectele astea de discuții interesante și apare întrebări penibile astea din, nu știu, probabil vom face mai multe chestii, dar ca idee vreau să vă mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine pentru că știu foarte bine că am postat destul de rar, știu foarte bine că nu m-am ocupat atât de mult de canal pe cât ar fi trebuit pentru că pana mea, am tot luat cu alte. Suntem în vacanță, avem timp liber, cred că am făcut deja un an de când fac chestia asta, n-am sărbătorit, însă vom sărbători acum pentru că vara trecută am avut cea mai intensă activitate de când fac YouTube și de când fac Twitch. Așa că hai să sărbătorim cum se cuvine și vă aștept la alte videouri mult, mult, mult mai tare de atât. Vă mulțumesc încă o dată celor care sunt în momentul de față abonați pe canal și tuturor prietenilor mei, mai ales lui Colo care mă susține de atât de mult timp să fac chestia asta. Țin foarte mult la el și țin foarte mult la tot ceea ce am făcut împreună de-a lungul timpului. Nu o să uit absolut niciodată. Eu vă mulțumesc încă o dată că sunteți alături de mine și ne vedem. Cred că pe săptămâna viitoare cu un prim video de unboxing și cu review, după cum am zis, la Rival 500, frate, foarte, 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 foarte,